Să spun la lumea toată o întâmplare adevărată, o întâmplare adevărată, scoasă parcă din poveste. Cum n-a fost sau poate este, cum n-a fost sau poate este, cum un om și cu un câine care au mâncat dintr-o pâine. Câinele era al meu, omul ați ghicit sunt eu, măi. Am crescut pe lângă mine un puiuț micuț de câine, un puiuț micuț de câine. Stătea-n fric și stătea-n sloată, nu se plângea niciodată, nu se plângea niciodată. De-i dam o coajă de pâine, sărea și-n foc pentru mine, și nu aștepta răsplată, doar să-l mângâi câteodată. De-i dam o coajă de pâine, sărea și-n foc pentru mine, și nu aștepta răsplată, doar să-l mângâi câteodată. L-am dat de casă departe, peste dealuri, văi și sate, peste dealuri, văi și sate. După 4 luni de zile, s-a întors acasă la mine, s-a întors acasă la mine. Acum știu cât am greșit atunci când am socotit că e numai un cățel și n-are suflet și el. Câte nopți și câte zile m-o fi căutat pe mine, m-o fi căutat pe mine. Mort de foame și însetat, rătăcind din sat în sat, rătăcind din sat în sat, măi. Acum știu ce e iubirea, ce înseamnă dăruirea. M-a învățat al meu cățel, nevinovat sufletel, măi. Acum știu ce e iubirea, ce înseamnă dăruirea. M-a învățat al meu cățel, nevinovat sufletel, mă. Dacă luăm seama bine, și la om, dar și la câine, și la om, dar și la câine, câinele are suflet mare, omul câteodată n-are, omul câteodată n-are. Câinele în suferință te păzește cu credință, tu îl bați și îl izgonești, în loc să îl răsplătești, mă. Dă-i o strachină de apă și un colț de pâine uscată, care și el rostul lui lângă casa omului.